Salutare din nou dragilor și dragilor! Astăzi vreau să vorbim despre un subiect pe care eu nu l-am mai aplicat. Este desfrunzirea parțială a viței de vie. Haideți întâi să vă arăt cum, e, cum arată via mea. Da. Soarele este tot timpul în partea aia. Da. Așa că via mea în partea asta, strugurii care îmi cresc în partea asta sunt umbriți. Acolo sunt umbriți de către casa vecinului ăsta este pe umbră toată ziua și după masă soarele ajunge undeva în partea aia ajungând în partea aia strugurii mei de aici sunt umbriți toată ziua dar strugurii din partea asta în schimb, toată ziua sunt pe soare pentru strugurii de masă, părerea mea este că dacă ăștia îmi sunt umbriți și se coc mai târziu iar cei din partea opusă sunt pe soare și se coc mai repede pentru mine este un lucru bun dar am struguri de vin și în partea asta și în partea asta și nu-mi convine să se coacă toți uh, nu toți odată ce, uh, să se coacă pe rând așa că astăzi voi încerca desfrunzirea parțială începând de aici da? Toată partea asta umbrită până în capăt, desfrunzire parțială. Iar pe partea cu soare, voi încerca desfrunzirea doar în partea din spate. Deci, după, după rânduri, în partea umbrită. În primul rând, pentru că a, dacă va fi un an mai umed, să nu mi apară bolile specifice care apar la struguri cum ar fi mana, făinarea sau altele. Da? Desfrunzind, practic, rupem de scăpin, ăștia sunt struguri de masă, astia deja sunt copți Mă rog, săptămâna viitoare ar fi ideal, dar se pot consuma așa cum. Prin desfrunzire, înseamnă că venim, rupem frunzele din jurul ciorchinilor permițând soarelui să ne coacă strugurele da? și permițând aerului să usuce. Da? Bate vântul, usucă bobul de strugure, usucă ciorchinul în interior da? și astfel uh, diminuăm riscul apariției bolilor. Uitați-vă la ciorchinul ăsta, da? care e liber. Da? Vântul bate, îl usucă, nu se apropie nimic. În schimb, uitați-vă aici, ce avem aici frunze. Frunze da, care umbresc strugurile. Nu îl coc odată cu asta. Hai să zicem, la asta de masă îmi convine să nu se coacă. Dar dacă am o toamnă umedă, îmi apar bolile. Și din nou, nu îmi convine. Prin desfrunzit, îndepărtăm frunzele care ne încurcă. Lucruri pozitive la desfrunzitul ăsta. În primul rând, diminuăm posibilitatea apariției bolilor la struguri. Parte negativă, expunem strugurile la soare, dacă ar fi să facem în partea aia altă și pot apărea arsuri. Part, chestie negativă care mai poate apărea e că expunem strugurii la atacul dăunătorilor, în principal la viespi, și la grauri. Da? sunt mult mai vizibili strugurii pentru păsări care pot să vină să mănânce struguri. Pentru a avea struguri sănătoși, mari, dulci, cu toate calitățile, este important de știut că avem nevoie de între 0,8 și 1,5 metri pătrați de frunze pe fiecare lăstar, adică acest lăstar da, are nevoie de 0,8 până la 1,5 metri pătrați de suprafață foliară pentru a crește un kilogram de, za de uh, struguri, deci un kilogram de struguri cu toate calitățile lui organoleptice. Da? ca strugurile să aibă bobu mare, să fie dulce, să aibă culoarea care e, trebuie. În schimb, pentru strugurii colorați, cei albaștri, negri, roșii, roz etc, da, expunându-i la soare, rupând frunzele din jurul lor, îi facem să se coacă mai uniform, îi facem culoarea mult mai intensă, deoarece soarele îi atinge mai intens decât nu vedeți aici, uite, ăsta este umbrit, da? Oricum este pe umbră, dar ideea în sine, da? Față de acesta care este expus. Există avantaje și dezavantaje. Dumneavoastră le veți trage concluziile singuri. Părerea mea este că pentru mine este mai bine să desfrunzesc partea umbrită, da? decât partea opusă care mi este mai mult pe soare ca strugurii de vin să mi se coacă toți odată, să nu vin și să recoltez struguri 3, 4, 5 săptămâni la rândul pentru că nu s-au copt toți odată. Desfruzitul se face de la zonă la zonă, de la soi la soi, de la cine e pe soare, poate aveți același soi cu vecinul. Da, dar dumneavoastră este pe soare, el pe umbră. Clar că el o să facă mult mai repede desfrunzitul decât dumneavoastră. Vreau să încerc acest experiment. Lăsați în comentarii jos dacă și dumneavoastră faceți, poate mă ajutați și pe mine cu niște sfaturi și ajutându-mă pe mine în comentarii, ajutați pe toată lumea care se uita la acest video. Eu mă apuc de lucru, până data viitoare eu vă salut, o zi minunată la voi, numai bine, pa, pa!